Salutare tuturor! Astăzi vei face un videoclip în care vă voi arăta cum să schimbăm o axă cu camion. În cazul de față avem un motor 1.9 TDI PD 8 valve, iar această operație este identică pentru toate codurile PD 8 valve. Pentru a face această operație avem nevoie de următoarele piese. O axă cu camion, de preferat nouă, iar aici putem alege de oțel sau de fontă. De oțel este mai rezistentă, dar și mai scumpă. Mai avem nevoie de tacheți hidraulici noi, cuzineți noi, șuruburi capace axă noi și un simmering de asemenea nou. Ca scule avem nevoie de un bit spline de 8 și unul de 10 mm, o cheie dinamometrică de la 5 la 25 Nm, un goniometru, o presă pentru folia axei și foarte puțin silicon pentru capacele 1 și 5 ale axei. Urmează să desfacem această rolă zimțată. Vom ține contra pe folie, după care o cheie de 18 vom slăbi acest șurub. Îl vom desface aproximativ până la jumătate. Acum vom monta această presă. O să ținem contra cu o cheie pe presă, după care o să învârtim de acest șurub până se depresează folia. Să slăbim aceste trei șuruburi. Desfacem acest șurub de la axă și scoatem folia afară. Înainte să desfacem aceste 8 șuruburi care țin cele două rampe care apasă pe injectoare, o să slăbim aceste 4 piulițe de la injectoare pentru a scăpa de presiunea cu care injectoarele împing spre rampă. Acum, cu un imbus de 6, vom desface aceste 4 șuruburi care apasă pe injectoare, până când nu mai opun rezistență. Acest lucru îl facem pentru a ne asigura că nu vom strica filetul la aceste șuruburi în momentul când le vom desface. Pentru că dacă nu scăpăm de presiunea cu care injectoarele împing în această rampă, filetul nostru are șansa să plece strâmb sau să meargă forțat și să strice filetul unchiuloasă care este de aluminiu. Prima dată vom folosi spline-ul de 8 mm și o să începem cu șuruburile din mijloc. După care capetele.
la fel și cea de-a doua rampă. Pentru a grăbi procesul, o să ne folosim de această sculă. Acum o să ridicăm cu grijă fiecare rampă și o să ținem cont cum le punem, pentru că ele vor veni în aceeași poziție. Nu le putem schimba între ele. Acum vom folosi spline-ul de 8 mm și vom începe din mijloc. După care numărul 1, apoi numărul 5, numărul 2 și numărul 4. La fel, o să grăbim puțin procesul. Toate capacele sunt slăbite acum și o să începem să le ridicăm pe fiecare în parte. Acum, pentru că axa cu came a fost pusă la punct, distribuția a fost pusă la punct, înainte să desfacem, pompa tandem are cala pusă exact cu marginea chiuloasei, exact paralelă cu marginea chiuloasei și axa nu va ieși în sus. Înseamnă că trebuie să învârtim spre dreapta până cala noastră va ieși din zona de acțiune a chiuloasei și ne va permite să ridicăm de axa cu came. Fără frică, ridicăm puțin de partea din față, o învârtim. O învârtim până ne ajunge cu cala în sus, după care o putem ridica fără probleme. Și asta este axa noastră cu came pe care o vom înlocui. O să scoatem cuzineții afară cu o șurubelniță, foarte ușor îi împingem în sus. Și ultimul, o să scoatem tacheții hidraulici afară. Aceștia vor ieși foarte ușor. Dacă nu iasă drept, învârtiți puțin de ei și vor ieși. După cum se vede, au o uzură normală pentru kilometrii pe care motorul are. Nu este pronunțată, nu se simte la mână, dar o să-i schimbăm. Oricum am cumpărat noi și o să punem totul nou. Acesta la fel nu se simte. Să vedem dacă avem vreunul mai pronunțat. Ținând cont că motorul are 340.000 de kilometri și boala motorului PD este axa cu came și tacheții, tacheții se prezintă într-o stare foarte bună. Nu era o urgență să-i schimbăm, dar o să facem acest lucru oricum. Înainte să-i montăm,
cu ulei exact ce o să punem în motor, în fiecare locaș al pachetului o să punem ulei. Normal, trebuie să punem ulei la fiecare pe această găurică. Da, după cum se vede, iasă ulei. Trebuie pus și apăsat. Dar nu este nicio problemă dacă nu punem. Ideea este că atunci când o să pornim mașina, o să se audă primele câteva minute, o să se audă puțin mai ciudat până se încarcă ei cu ulei. Dar nu este nicio problemă. Mai punem puțin ulei pe lateral. Și începem din partea asta. Stânga, dreapta, ușor și o să ne intre. Nu-i forțăm, dacă nu intră, nu-i forțăm. Ușor, stânga, dreapta. Până vor intra. Toți tacheții hidraulici sunt acum montați. Ne asigurăm că toți sunt apăsați la maxim. Abia acum putem să punem cuzineții în partea de jos, în partea inferioară. După care vom monta axa, vom monta jumătatea cealaltă de cuzineți pe capace, după care vom monta capacele. Urmează să montăm cuzineții. Zece bucăți de cuzineți sunt identici. O să începem de la primul. Au o fantă de montare, nu avem ce să greșim. Aici au fanta asta, care vine exact în fanta de pichiuloasă.
După ce am curățat bine toate capacele, o să le montăm cu zineții. La fel au fanta aici și nu avem ce să greșim. Chiar dacă nu sunt perfecți la linie, cum este acesta, da, este puțin exterior, în momentul când vom strânge șuruburile, ei se vor pune pe poziție. Deci nu e nicio problemă dacă nu îi nimerim perfect din prima. Și ultimul. Acum o să pregătim cu niște assembly lube. Avem aici unul de la Torco. Urmează să punem pe fiecare câte puțin. Nu are nimic dacă este prea mult. Important e să nu consumăm prea mult. O să punem de asemenea și pe tacheții hidraulici. Foarte important este plecarea, pentru că uleiul o să ajungă puțin mai greu, pentru că motorul este refăcut și e foarte important să aibă ungere bună până când începe uleiul să urce în rampă. Pare foarte rău pentru zgomotul de pe fundal. Se pare că am un câine cretin care are cântare astă seară. O să întindem puțin pe cuzineți. Nu este nicio problemă dacă ne intre pe găurile de ungere, pentru că acesta, odată ce va face contact cu uleiul, se va dizolva. Deci nu este niciun risc pentru motor, fără frică. Acum putem monta axa cu came fără probleme. Urmează să o scoatem din cutie. Și avem o axă nouă. Mare atenție să nu o zgâriem, deși o să zgârie chiar așa ușor, mai are cu o folie de protecție. Asta este axa. Ea are ceva lubrifiant din fabrică, dar
foarte puțin are. O să o ștergem de acesta pe care îl are pe ea. Am șters axa bine. O să montăm axa cu camere pe poziție. Mare grijă. Înainte de a curăți și a pune vasina de asamblare, nu uitați să suflați toate găurile. Eu le-am suflat deja, e totul curat, spălate toate găurile, absolut totul curat. Foarte important să nu uitați de chestia asta. Acum urmează, pregătim și capacele cu assembly lube, la fel. Punem pe fiecare puțin, îl vom întinde și o să punem capacul pe poziție. Urmează pe acest capac și pe ultimul să punem puțin silicon la capete. O să punem assembly lube-ul prima dată. Acesta este numărul 4, care vine exact aici. Numărul 3. Și numărul 2. Pe poziție. O să punem puțin silicon pe capacul 1 și pe capacul 5, decât la capete. Nu am pus decât pe partea din exterior, atât este nevoie. O să-l punem pe poziție. La fel, pe numărul 1, foarte puțin decât pe capete. Și urmează să-l montăm. Am pregătit și șuruburile cu are pe assembly lube. O să le punem pe poziție. Înainte să strângem de tot șuruburile, înainte să apropiem axa cu came, distribuția o scoatem de la punct și mergem o jumătate de tură în față, în sensul acelui de ceasurnic, pentru că pistonul numărul 1 trebuie să se lase în jos. Dacă nu se lasă puțin în jos, pentru că axa cu came nu mai este pe poziție și este învârtită puțin înapoi, nu ne va lăsa să apăsăm valva în jos. Așa că trebuie foarte puțin învârtit, mișcată de la punct, puțin mai în față, ca pistonul numărul 1 să coboare 2 cm mai jos. Urmează să ne apropiem cu toate. Și acum facem 8 Nm.
Nu. Trei. Patru. Și 5. Și acum urmează 90 de grade. Nu o să mai pun goniometru pentru că îl știu. Plecăm de aici și trebuie să ajungem aici. Exact 90 de grade. Odată. Două. Trei. Facem numărul 1 prima dată. Patru. Și ultimul. Și numărul 5. Cam asta a fost. Am făcut și strângerea. Acum urmează să punem rampa de tacheți. O să facem o mică probă. O să învârtim foarte puțin de axa UCAME. Foarte puțin pentru că nu o să ne permită distribuția. Foarte puțin să vedem dacă se învârte ușor. Puțin în față. Urmărim să se învârtă ușor. Să nu forțăm. Se învârte foarte bine. Este foarte bine. Acum urmează să montăm și rampa de culbători, după care o să strângem la cuplu și o să punem capacul și am terminat. O să montăm înapoi aceste două rampe. Verificăm dacă ambele au capacele din capăt care țin presiunea de ulei. La fel le vom aduce pe poziție și începem din mijloc. Nu le strângem foarte tare pentru că trebuie să le strângem la cuplu. Și aici avem 20 de Nm plus 90 de grade. Setăm cheia la 20 de Nm și începem de la mijloc. Douăzeci,
20. Și acum 90 de grade la fiecare. Începem din mijloc. Urmează să instalăm acest simmering acum. Am instalat și simmeringul. Acum suntem gata să montăm distribuția. Cam asta ar fi montajul axei cu camere.